Hei, salutare și bine v-am găsit sau regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Beni, astăzi m-am gândit să fac un video mai scurt, e un video explicativ. Am tot primit mesaje pe YouTube să fac un video explicativ și să explic cum îmi pun eu bandajele, adică fașele pentru luptă înainte de antrenament. Pentru că în timpul meciului facem niște fașe mult mai profesionale și mult mai protective. Înainte să începem, nu uitați să dați un subscribe la canalul Beni Adegbui, să dați un follow pe Instagram. Dacă vă place clipul acesta, să dați un share. Hai să dăm drumul. E foarte periculos să faci antrenament fără protecție. Mie îmi place să le desfac înainte. Unora le place să înceapă cu ele desfăcute, dar mie îmi place să le desfac și asta așa încep eu. Întotdeauna partea care se prinde aici o pun pe deget. Așa. Și o fac aici lateral, pe interior. Și vin de 2-3 ori pe încheietură, ca să am încheietura foarte bine strânsă. Merg aici de 3-4 ori ca să simt eu că e foarte bine strânsă, după care vin aici pe monturile mâinilor, unde vin o dată de 2 ori, așa, după care vin aici iarăși jos, mai dau o dată de 2 ori, după care încep să-mi izolez fiecare deget în parte, care să fie strâns, și de aici voi veni la degetul acesta, îl strâng, îl duc înapoi la încheietură, îl dau încă o dată. Mă duc la următorul deget, îl dau pe după el, vin aici, strâng încă o dată, vin la degetul arătător, dau pe după el, întorc înapoi, îl întorc tot aici, adică așa, strâng înapoi, așa, după care încerc întotdeauna să-mi izolez și degetul acesta, chiar să fie foarte bine. Sunt și, ca să vedeți mai bine, vin aici, strâng pe după el și l-aduc iarăși înapoi aici. Bandajul e gata. Așa trebuie să arate la fiecare deget. Întotdeauna palma va fi goală. Vom avea încheietura, degetul mare în palmă și monturile, să ne julim, să ne... Mai există o variantă, o să vă arăt și pe aceasta imediat, în care încercăm să ne protejăm mai mult monturile. O să punem un burete, eu folosesc burete de bate, foarte simplu, haideți să vă arăt. Când suntem la faza aceasta, dăm o dată, luăm buretele, îl poziționăm chiar în partea monturilor, dăm o dată peste el, încă o dată, după care continuăm procedura jos, încheietura, același lucru ca prima dată. Izolăm fiecare deget în parte, iar înapoi, încă o dată la degetul mijlociu, întoarcem înapoi, încă o dată după încheietură, de fiecare dată rotim în jurul încheieturii ca ea să fie fixă și să nu poată mișca, să nu ne doară. Venim la ultimul deget, înapoi, dăm încheietura încă o dată, după care degetul mare îl strângem iar și îl aducem aici în interior și e foarte gata, doar că de data aceasta e mult mai inflat în față și mai protejat, imită puțin bandajele profesioniste pe care le facem în timpul meciului, care au mai mult tifon și le ocupa să ne protejeze monturile, așa că asta ne va proteja. Dacă ați putut observa, am evitat degetul mic să-l înfășor, să-l izolez. Nu-mi place să fie liber, dar puteți să faceți cum vreți.
Eu am fost bine, sper că video-ul acesta a fost folositor și sper să vă faceți bandajele cât mai bine, să nu vă accidentați. Spor la antrenament, multă muncă, hard work, nu uitați să dați un like, să dați un share, dacă v-a plăcut. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end